Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2% pe an, de la 1,75% pe an, începând cu data de 11 ianuarie 2022, și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. Totodată, Consiliul de administrație al BNR a decis extinderea coridorului simetric format de ratele dobânzilor facilităților permanente în jurul ratei dobânzii de politică monetară la plus minus un punct procentual, de la plus minus 0,75 puncte procentuale, implicând majorarea ratei dobânzii pentru facilitarea de creditare Lombard la 3% pe an, de la 2,5% pe an, și menținerea ratei dobânzii la facilitarea de depozit la 1% pe an. În același timp, Consiliul de administrație al BNR a decis păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și valută ale instituțiilor de credit.